Este în jur de 100.000 de euro pe lună. Câți angajați aveți doar aici? 40. Pleacă niciun incubator care, fără să steam minim 4 ore. S-a întâmplat la câte puneți și testați în fiecare zi? S-a întâmplat vreunul să ia foc sau ceva? Câte ambalăm, doamne, pe zi? 300? De la 300 în sus. Era și puiul destul de supărat, nervos. Deci cantitatea de incubatoare, aproape 15.000 de bucăți. Suntem în laboratorul de testare service. Aici avem ouă de cauciuc deocamdată, sunt de probă. Și aici avem ouă din polistiren. Bună dimineața, bine v-am găsit la un nou vlog. Aici fermierul vostru preferat, împreună cu domnul Liviu. V-am promis că o să venim și în vizită la fabrica de incubatoare și o să ne faceți un mic tur. Așa este, bună dimineața. Cred că dimineața, da, e da. Când îl postez eu. Bună dimineața. Mergem să vizităm fabrica, mergem să vedem procesele de fabricație și să demonstrăm că produsele se fabrică în România. Da, și să vă luați ceva, nu știu, nachos, popcorn, că nu mai așteptam să fie atât de mare, o să aveți un pic să vă uitați. E imens, noi am făcut un tur ca să ne prezinte prima oară și o să aveți ce să vedeți. Haideți, după dumneavoastră. Haideți. Am ajuns în camera... În secția de mase plastice, unde se produc reperele de plastic. Toate reperele de plastic. Și o să vă arăt cum funcționează o mașină de mase plastice la noi. Acestea sunt granule de mase plastică. Sunt diferite forme de granule. ABS, poliamidă, polipropilenă, polietilenă. Noi folosim, în general, polipropilena pentru incubatoare. Aceasta este o mașină de injecție Negri Bossi, destul de performantă, cu uscător, cu robot care preia granule de mase plastice și le injectează în matrița respectivă, de unde scoatem, să zicem, un reper. Asta este un reper. În partea asta avem 6 mașini și producem acest grătar pe care noi îl folosim la incubator. Aici stau ouăle. Aici stau ouăle. Spunea cineva că nu încap 50 de ouă în 50 de ouă în incubator, dar dacă îl schimbați grătarul, sigur veți avea 50 de ouă. În continuare, secția noastră de mase plastice și cam asta este partea de plastic a produsului. Aici avem o altă divizie, prelungitoare, ștechere cuple, triplu ștecher, atât plastic, ceramic, cât și cauciucat. Producția este în jur de 100.000 de euro pe lună și producem toate reperele, le montăm, le asamblăm, le certificăm ISO, le certificăm OIP și le vindem angro la distribuitorii noștri din țară. Deci, în afară de incubatoare, mai fac și alte produse. Uitați cum se montează. Și așa ajunge produsul ambalat. Coduri de bare, certificare, denumirea producătorului, dimensiunile prelungitorului și certificarea, numărul de certificare OIP. Câți angajați aveți doar aici? 40. 40. Văd că fiecare, toată lumea știe ce are de făcut. Adică este fabrică, totuși brandul IPE este din 1972. Totuși, oamenii de aici sunt oameni care au lucrat și pe vremea lui Ceaușescu, într-o fabrică, bineînțeles, cu alt specific, componente electronice pasive. Dar s-au adaptat foarte bine. Acesta este un triplu ștecher eco, zicem noi, pentru că are poliamidă de fibră de sticlă în loc de inele de ceramic și fabricat tot așa certificat și destul de solid. Din punctul meu de vedere, are toate, nu consumul, indiferent de consumul, dacă se ține cont de consumul de pe etichetă, nu sunt probleme cu luat foc sau, eu știu, contacte imperfecte. Eu azi am aflat cum mai fac și alte produse. N-am știut, am crezut că fac doar incubatoare, strict incubatoare. Azi, la un moment dat, că sunt 150 de angajați și nu-mi ieșea la calcul. Aici se ambalează colectiv și se paletizează, le ducem la magazie și apoi le vindem. Aici se montează efectiv incubatorul, există un flux, fiecare știe ce are de făcut, cineva montează rezistența, cineva montează modulul, cineva pune partea de masă plastică.
Să înțeleg că linia, direcția ar fi așa? Sau... De aici pornim. Am înțeles. Reperele se iau de jos de la mase plastice, din magazia de semifabricat și se începe montarea. Modul electronic, partea de termostatare, independent de termometru digital. Se verifică. Se fac lipiturile corespunzătoare, se montează motorul. Super. Și apoi le băgăm la ardere, un fel de rodaj. Adică fiecare incubator se verifică înainte, niciunul nu pleacă de aici? Nu pleacă niciun incubator care, fără să stea minim 4 ore în, această, în acest raft. Ce, cum se reglează? Inițial se face o, la montaj o mică, un mic reglaj, după aceea se aduce aici, se reglează fin în funcție de termometru calibrat și în cazul în care noi avem suspiciuni că temperatura din interior este diferită de temperatura de pe afișajul incubatorului, îi punem aici sub afișor o erată în care îi spunem clientului că temperatura este mai mare sau mai mică cu un grad sau o jumate de grad și omul trebuie să țină cont de această erată. În plus, fiecare incubator, după cum observați, are un număr de înregistrare în care apare data fabricației, aici a 12-a 2023, probabil a fost pe stoc în a 12 așa cum se montează, și un număr, fiecare incubator are numărul specific în registru de înregistrare. Da. Deci nu trece niciun incubator fără ca noi să nu știm cine l-a fabricat, când, în ce lună, și toate datele de identificare a acestui produs. O întrebare, s-a întâmplat la câte puneți și testați în fiecare zi? S-a întâmplat vreunul să ia foc sau ceva? Nu iau foc. În general, dacă o piesă nu este lipită corespunzător sau sunt probleme, de exemplu, de un scurt circuit, atunci siguranța automată a fabricii se decuplează și am înțeles. Noi avem astea separat pe siguranță specială. În momentul când s-a întâmplat, dar nu știu dacă s-a întâmplat în ultimul an vreodată, în general, ce se întâmplă e o lipitură imperfectă acolo sau un montaj al motorului puțin decalibrat care duce la o atingere a unui fir de la termometru și termohigrometru. Sau o componentă, chiar o componentă care nu este bună funcțional de la cumpărare. Am înțeles. Și atunci o schimbăm. Există acolo birou de schimbat. Aici se fac niște partea de reparații și partea de montaj a motorului pas cu pas. Pentru că noi acum mai nou avem și incubatoare care întorc automat ouăle, atât de găină cât și de prepeliță, bibilică și cu sisteme speciale și separate. Cu alimentare cu apă din exterior. Aici, după cum vedeți, se montează, se înregistrează bucată cu bucată și se bagă în ambalaj. Îi se pune lista unităților service, certificatul de conformitate, instrucțiunile de folosire. Dacă există și există export, dacă ducem în Polonia, normal că fie polonezii vin cu traducerile lor, pentru că fiecare are o specificație anume și crede că e mai bun practician decât celălalt. Și există doi polonezi, de exemplu, care fiecare are traducerea și sigla lui și îi punem cum vrea clientul. Cehul la fel, slovacul la fel, ungurul la fel și în limbile țărilor respective. Cum a doamna, cineva le ia de acolo și le aduce aici? După ce le-a testat, le bagă aici la ambalat. Am înțeles. Și cam câte ambalați pe zi, așa, o medie? Câte ambalăm, doamne, pe zi? 300? De la 300 în sus. De la 300 în sus. 300 de bucăți. Cam puțin. Nu știu să zic. Nu vă dorm mâinile? Așa, aici vreau să vă arăt. Rezistență. Vreau să vă arăt cum se produce o rezistență, pentru că nu este așa de simplu. Jos ați văzut că avem o fibră de sticlă pe care o considerăm ca un suport. O roluim, ca să zic așa, peste fibra de sticlă punem o sârmă rezistivă.
peste sârma rezistivă, iar fibră de sticlă pentru izolație și băgată într-un tub de aluminiu. Da. Și aici producem rezistența fizic. Manual. Și puneți... După îi punem la capăt... Îi punem, o lăcuim aici. Da. Mulți zic că în incubator apare un miros la început. Noi recomandăm ca 24 de ore incubatorul să stea în priză fără să pună ouăle persoana respectivă, pentru că nu influențează randamentul ouălor, dar tocmai pentru a scăpa de acel miros. De fapt, este o rășină care ajută la, întărindu-se în timp, în timp ce lucrează, ajută și să pierde mirosul, bineînțeles, în timp, ajută foarte bine la izolarea acestei rezistențe. De ce? Pentru că dacă n-am pune-o, oamenii mai spală incubatorul după o incubare cu jet de apă. Atunci toate rezistențele ar pica și s-ar scurcircuita. Da. De aceea acel lac ajută foarte mult la izolare și noi încercăm să facem produsul fiabil chiar dacă îi spunem clientului ștergeți-l cu cârpa. Oamenii îl injectează, dau jet de apă peste incubator ca să scape mai repede, da, și normal că noi trebuie să fim pregătiți pentru că tot la noi vin defectele. Aveți cumva una lăcuită? Da. Lăcuită. Da. Deci lăcuită. Aici nu se vede lacul, că e așa. Și aici apoi se pune un tub termocontractibil care se presează tot pentru, peste papuc. Dar pe aici tot iese mirosul acela de... pe care zic unii clienți că e persistent. Da. După 24 de ore, chiar și 48 de ore, în timpul incubării, nu se pune problema să strice incubarea sau randamentul, mirosul, sau la a doua incubare, mirosul se pierde complet. N-am înțeles. Dar acest lac trebuie neapărat să-l punem. Pentru că altfel, orice jet de apă peste această rezistență ar compromite-o. Există rezistențe mici pe dimensiunea aceasta pentru incubatoarele simple și există rezistență mare pentru incubatoarele duble. Deci incubatorul dublu are nevoie de un volum de aer de încălzit mai mare, de aceea se pune o rezistență puțin mai mare ca și un alt, o altă dimensiune, pentru că să ajungă temperatura pe cele două etaje. Da. Această rezistență este de ajuns pentru incubatorul simplu. Cleo 5, Cleo 5T, D, DT, nu 5x2, 5x2 aici și simplu aici. Și pe cea mare tot acolo faceți? Tot, pe cealaltă dimensiune. Pune altă roată. Și stocurile astea vor dispărea în maxim 10 zile. Și în cele de acolo tot incubatoare, să nu sunt goale? Nu, tot incubatoare. Și noile modele, de noile ambalaje de incubator, Cleo 5x2 și Cleo 5D, DT și DTH. Deci am schimbat ambalajul, l-am făcut mai solid și cu un aspect mai plăcut, adică înainte în incubator, în ambalaj exista un produs care arăta mult mai bine decât ambalajul. Da. Acum l-am făcut la fel, să arate. Arată foarte bine, cum arată mult mai bine. Mai profi, așa, ca să da, zic. Da, exact. Uitați-vă diferența față de... Era și puiul destul de supărat, nervos. Și am ales un pui puțin mai... Rățuștele astea sunt mai ușor. Așa, un pui, bineînțeles că vrea să spună ceva. Să nu mărim prețurile mult la incubator. Eu știu. Să dăm la toată lumea. Pe și eu vă scopul la care e acolo? Astea sunt accesorii pe care omul le poate cumpăra separat. Am înțeles. Adică ne facem o reclamă gratuită. După cum vedeți, aceste accesorii sunt folosite. E microferma, alimentarea cu apă din exterior, sistemul separat dacă s-a spart, sistemul de găină, sistemul de, potârniche, sistemul de prepeliță și grătar suplimentar, pentru că atunci când vrei să pui niște prepelițe 150x150, mai îți trebuie încă un grătar peste ca să poți să ai capacitate mai mare de incubare. Da. Uitați-vă cum se pune în... Vedeți? În incubator se pune acest
Aici avem 150 de ouă de prepeliță și încă 150 și poți să incubezi chiar 300 de ouă într-un incubator simplu. Se montează acolo partea electronică, bucată cu bucată, luăm componente, condensatoare, potențiometri, semireglabili, rezistențe, le montăm bucată cu bucată, le punem pe cuptorul de lipire în val și produsul semifabricat se duce pe linia de fabricație și continuă cu arderea și ambalarea. După cum vedeți, totul este făcut aici. Totul e făcut aici. Componentele le cumpărăm, dar le montăm noi pe cablajele noastre. Motorul, e adevărat, îl cumpărăm, dar îl prelucrăm, îl pregătim cu suportul, cu tot. Și tot ce înseamnă partea de plastic și astea le producem în România. Noi și cu colaboratorii noștri. Deci produs românesc, cum scrie, cred că și pe el, dacă nu greșesc. Scrie produs românesc, am specificat printr-o iconiță fabricat în România, calitate europeană, pentru că aceste incubatoare sunt singurele, după părerea mea, chinezii n-au așa ceva, certificate CE. Produsele se duc din 2 în 2 ani la un institut de cercetare și verificare a siguranței produsului, și contra unei sume destul de importante ni le forțează la până se distrug, da. Și să vadă dacă suntem competitivi cu europenii. Și suntem competitivi pentru că vindem de 10-12 ani în țările este europene fără nicio problemă de calitate și reclamație. Mai avem cârcotaș, e normal să fie. Dar vreau să demonstrez prin dumneavoastră că acest incubator nu este un lighean. Da. Este un incubator la care se pune suflet și sunt 155 de oameni care lucrează pentru produsele românești IPE. Aici se duc în lift și unde le duceți? La magazie pentru Cehia. Le pregătim pentru Cehia, pentru paletizat. Și când pleacă, aveți idee? Banii am primit în cont de 2 săptămâni. Trebuie să plece când găsesc mașină, camion, cei din Cehia, pentru că e responsabilitatea lor. Noi le dăm la preț. Aveți toată comanda gata, finalizată? Toată comanda gata. Toată comanda gata și avem pe drum și 2 comenzi poloneze și o comandă Croația. Foarte bine. Noi am mai făcut un tur mai devreme și m-am pierdut de 2 ori. Nu mă așteptam să fie chiar atât de mare și chiar atât de mult. Ați spus că sunt atâția oameni angajați, dar nu mă așteptam să fie la nivelul acesta. Bine, mai lucrăm și în afară de prelungitoare. Facem morile agricole, zdrobitoare, teascuri, prese pentru Dedeman, deșciorchinatoare, mori agricole, tocătoare de fân și coceni, deplumatoare, grătare ecologice. Grătare ecologie. O să vă arăt un grătar ecologic, îi zicem noi anticancer, pentru că punând carnea pe grătar, grăsimea și uleiul de la carne se duce într-un bazin și practic cărbunele nu mai se încinge să ia foc carnea și să se umfle cărbunele și praful de cărbune să cadă pe carne. Da. Și o să vedeți cum arată, să vă arăt un produs. Deci noastră aveți în mediu undeva la 300 de incubatoare pe care le... Capacitatea noastră este de 400 de incubatoare pe zi, dar deocamdată mergem pe un 300 că e început de an și marele dezavantaj este că avem comenzi doar 4, 5, 6 luni pe an. La început piața românească, apoi exportul se întinde un pic decalat de piața românească, se duce până în mai, iunie, pentru că este o piață virgină și încă trebuie bătătorită de noi, da. să injectăm incubatoare. Dacă noi în România am dat peste 1,5 milioane de incubatoare, practic în țările europene nu ne-am dus în 50.000 până acum. Deci trebuie să urcăm plafonul și să ne cunoască oamenii pentru export. Da. Deci Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Republica Moldova, Israel. Avem și solicitări acum mai nou și din Libia, Croația, v-am spus, Spania, Italia, Germania. Bun. Dar la nivel mai mic. Dar nu numai noi vindem în țările acestea, Dedeman, nu vă dați seama, prin magazinele de graniță vând și ei
Pentru că, de exemplu, în Iugoslavia, în fosta Iugoslavie, nu avem un acord comercial prea important cu ei și ungurii au, dar și micul trafic al vizitatorilor, celor care vin în vizită în România, de multe ori se duc în Dedeman și intră și ia câte un incubator sau la alte magazine din apropierea graniței și au voie cu un incubator, două, trei, să iasă, să ducă și să ne promoveze pe noi în țările în care noi nu putem intra. Dar dumneavoastră, doar incubatoarele acestea le găsim doar în Dedeman? Toate incubatoarele le găsiți în toată țara. Dedemanul reprezintă un 20, 25, 30% din capacitatea de incubare, de vânzare a incubatoarelor. Le găsiți în multe magazine, sătești, dar prin intermediarii noștri, prin angrourile și firmele care iau cantități mari. Pentru că noi nu vindem la bucată, nu vindem la persoane fizice, avem un magazin propriu unde poate lumea să vină să cumpere pe persoană fizică, noi vindem numai persoanelor juridice și celor care iau cantități, pentru că altfel n-ar intra în prețuri. Da, da, da. Și ați spus la un moment dat, știu că am discutat, trebuie spusă și treaba asta, dacă comandă pe site, ați spus la un moment dat că există problema să nu fie scris corect sau să nu fie ceea ce... Da, există... Din practică există o chestie și nu critic online-ul, pentru că online-ul ne ajută și pe noi. Există posibilitatea ca omul să vadă o poză care nu este reală. Și pentru că cel care micii vânzători online nu stau și nu au capacitatea să vină la noi să le explicăm ce înseamnă D-ul pe incubator, ce înseamnă T-ul, TH-ul și automatul, alimentarea cu apă din exterior. Și atunci iau o poză de pe site, de pe un site anum care îl găsesc ei și spun că incubatorul este Cleo 5 și cumpără și un tip de incubator cu altă poză. Și normal că omul care vrea să cumpere este un pic deturnat de la... Da. Omul îi dă incubatorul pe care îl cumpără de la intermediarii noștri, dar de fapt clientul a vrut altceva. Da. A mai vrut un sistem în plus, el a crezut că e cu sistem și atunci cea mai bună soluție, după părerea mea, este să se informeze bine de codurile acestor incubatoare și există site-ul nostru www.ipe.ro și atunci să comande în cunoștință de cauză online, dacă nu, se duc în magazine și pipăie produsul și îl văd exact ce au nevoie, da, să-și cumpără. Bine. Da, da. Deci nu este o reclamație, este o constatare a unor deficiențe și mai e o problemă destul de delicată. Prin online transportul și curierii noștri nu sunt chiar așa de atenți cu marfa și de multe ori o mai zdruncină puțin sau mai mult și atunci se întâmplă un lucru pe care vreau să vi-l arăt, care e foarte des întâlnit. Noi ne preocupă mult treaba asta să o îmbunătățim, dar dacă vibrația este destul de puternică, e greu de făcut acest lucru. Vă arăt imediat. De la curierat, aruncând acest ambalaj, mișcându-l dintr-o mașină într-alta, este posibil, uitați-vă că e destul de solid, dar la anumite vibrații sau îmbrânceli, să se poată ca ăsta, ventilatorul, să se miște acest suport și să ajungă să atingă acest fir. Da. În momentul când atinge firul, scade turația, se creează un zgomot și lumea zice că e defect din fabricație. Dar de multe ori, dacă tu poți să repari acasă singur la o adică, dar ar trebui ca și curierii să fie destul de atenți și asta ar trebui ca orice firmă care lucrează online să discute cu curierul și să-i spună nu zdruncina marfa, pentru că este totuși din plastic, da, și poate să se spargă, în afară de faptul că se pot sparge capacele. Vă dați seama ce înseamnă asta, un zgomot și omul ce face ca să repare? Îl pune la cum a fost inițial, la drept și îl rezolvă. Da, și atunci e destul de greu de mișcat. Nici nu poți să pui, ce de să punem pe el? Cu el ca să... Păi oamenii dau cu el, asta e problema. Deci oamenii lovesc. Și de aceea soluția ar fi, în primul rând, să discute cu curieratul, acei oameni care vând online, sau clienții să se ducă la magazine să-l verifice bucată cu bucată, cum îl facem noi aici, da, la ardere. Deci Dedemanul sau alte magazine
dacă sunt solicitate și în general e și responsabilitatea lor, să-l bage în priză și să 10 minute să vadă dacă funcționează corespunzător incubatorul, ca să nu mai existe costuri suplimentare cu întoarcere la magazin, reclamații, supărări și și costuri care ne afectează și pe noi, da, producători. Dăm pentru export, pentru Cehia. Paletizăm incubatoarele aici. Le punem folie, să înțeleg, nu? Punem folie și le punem o etichetă de identificare, exact cum vrea cehul. Cehul vrea anumite caracteristici ale lor puse pe cutia colectivă. Pentru că sunt foarte mari și patronul vrea să, ca să zic așa, să optimizeze angajații. Da. Pentru că angajații nu cunosc bine produsul. Da, da, da. Și până îl învață, iau nevoie de îndrumarea noastră. Și atunci, împreună cu oamenii noștri de la tehnic, împreună cu patronul lor, le punem pe anumite poziții, anumite coduri și oamenii le identifică mai ușor. Da. Să trăiți! Domnul Alexandru de la domeniul Angel. Salut! Și domnul director tehnic și de producție, cu care îmi bat eu capul toată ziua. Ne certăm ca chiorii, dar până la urmă este important că rezultatul e bun. Da. Deci cantitatea de incubatoare, aproape 15.000 de bucăți cu ce producem în ianuarie, se va vinde în maxim 15 zile. Păi și acum aici cam câte aveți? 8.000. Mai producem noi 6.000, dar am mai și dat între timp. Da. Mașinile sunt pe drum. Avem 6 dube, la câte 230 de incubatoare capacitate fiecare și începem să livrăm, am început de săptămâna asta. Mă, ce aici? Să primești și în partea cealaltă, te rog. Deci dacă vreți dați o spargere, veniți aici. Hoții, în general, nu vor să muncească, ei vor banii pe ele. Iar banii sunt la bancă. Se mașini. Și acum e timpul, pentru că nu avem mașini în curte decât asta care e încărcată și pleacă mâine dimineață, pregătim exportul. Da. Și atunci avem timp, răgaz. Suntem în laboratorul de testare service și vă invit, unde avem produsele, în primul rând, produsele concurenței, pentru că pe noi ne interesează foarte mult incubatoarele care se vând pe piața din Europa și din lume, să vedem caracteristici suplimentare sau îmbunătățiri sau chiar defectele lor și noi să le speculăm cu produsele noastre. Pe lângă aceste incubatoare din Italia, acestea puișor, chinezești, după cum observați, vedeți că China a început să ne copieze și pe noi. Destul de mult. Destul de mult. Numai că noi ne mișcăm un pic mai repede, pentru că drumul până la noi e destul de lung, dar și chinezii sunt un pic înceți vis-a-vis de dacă venim noi cu o îmbunătățire, ei nu o copiază destul de greu. Da. Și atunci am schimbat ambalajele rapid. Ne-au copiat storcătorul de roșii. Ne-au copiat prelungitoarele. Noi trebuie să venim cu ceva nou și să arătăm că produsele respective sunt chinezești, sunt ieftine, dar sunt de proastă calitate. Chinezii au și ca produse calitative, dar au niște prețuri foarte mari. De exemplu, aceste produse sunt mult mai mari decât produsul nostru, da, ca preț. Asta am uitat să vă spun de un produs unguresc. Are o tehnică, o idee destul de ingenioasă. Aici e partea electronică, partea de comandă, afișorul tot și să schimbă acel polistiren care se, la un moment dat, după fiecare incubare, e și ieftin. După fiecare incubare își pierde, ba, prinde un miros ciudat, ba, microbi, da, și în general este. Deci asta o recomandă de unică folosință. Și ăsta rămâne. Da. Interesantă idee. Bun. Aici avem câteva chestii pe care oamenii trebuie să le observe și e bine de informat. De exemplu, acest termometru este chinezesc, are câteva caracteristici suplimentare față de termometrele normale și recomand să cumpărați acest tip de termometru pentru verificare, nu cum iau alții termometru uman sau alte tipuri necalibrate. Și vă dau un exemplu. Ce face acest termometru? În primul rând,
măsoară temperatura, dar măsoară și umiditatea. În plus, măsoară maximum de temperatură și minimul de temperatură, maximul de umiditate, minimul de umiditate dintr-un incubator. Deci, practic, cu acest produs poți să vezi dacă copilul tău a deschis capacul sau tu ai uitat să, că l-ai deschis sau l-ai ținut deschis și o să vezi că ți apare minimul de că temperatura a scăzut. Sau umiditatea, bineînțeles, dacă ai uitat să pui apă. Da. Și cum se face? Vedeți? Aici aveți mod și apare maxim. Deci a avut 39 la un moment dat, pentru că noi am ridicat capacul când ne-am întors. Da. Și atunci incubatorul, când ridici capacul, tinde să vede că e temperatura mică și tinde să încălzească și mai mult spațiu. După cum vedeți, m-ați întrebat de firele acestea dacă influențează temperatura. Într-un fel, influențează consumul de energie, pentru că e destul de puternică rezistența ca să dea căldură și să compenseze pierderea respectivă. Și vedeți că a avut 35, că am ridicat capacul și că l-am coborât. Deci 39. El este 39,1 acum. Da. Și o să vă explic de ce. Este 39 pentru că noi am schimbat... Încercăm să producem un incubator de rață și de gâscă separat de restul incubatorilor, pentru că la rață și la gâscă incubarea e puțin diferită. Temperatura trebuie să fie între 37,5-37,7, deci mai jos decât la găină și mai jos, mult mai jos decât la prepeliță, și umiditatea destul de ridicată, trebuie să fie constant ridicată, pentru că pui apă în ambele alveole din prima și începi să le și aerisești, să răcești ouăle începând cu ziua 15-17 și normal că nu se potrivește cu incubatorul celălalt, simplu, și atunci omul face o improvizație. De fapt, incubatorul este oricum un incubator care e 2-in-1, adică are și incubare și eclozare. Da. În general, profesioniștii au incubatorul separat de eclozator. De așa. Și ca și tine. Și atunci noi facem o mică improvizație, pentru că este un incubator ieftin, un incubator de suprafață și pentru a micșora costurile și a avea totuși un randament bun, țin să-ți menționez că avem peste 60% randament la incubator, poate la cel dublu, dacă ești un pic mai atent, un 55-60, dar la cel dublu e o altă discuție pe care o vom analiza împreună. E, și ca să revenim, după cum observați, este un incubator simplu la care este pus un incubator de dublu, un capac de dublu, adică rezistență mare și motorul în jos. Asta înseamnă că creșterea, umiditatea crește cu 10% față de cel simplu care este aici. De fapt, ăsta a fost în partea asta și ăsta în partea cealaltă. Da. Și noi facem o testare acum pentru rață și gâscă. Și aici am observat, pentru că avem, după cum v-am mai arătat, avem 4 senzori și un senzor de temperatură exterioară. Acești senzori sunt niște senzori chinezești, e adevărat, dar au și calitate, v-am mai spus, chinezii, legat la un calculator acolo luminat și în care măsurăm temperatura, umiditatea și presiunea. Pentru că ne interesează foarte mult să nu-i zăpăcim pe pui, să fie presiune constantă și măsurăm și turația, contează mult. Dacă ai un ventilator cu o turație mai mare, zăpăcești și pui. După părerea mea, n-am experiență foarte mare, dar atâta cât am, având fermă acasă și incubând mereu, mi-am dat seama că și am încercat tot felul de motoare. Motoarele care au 1500 de rotații pe minut, 1700 până în 2000, sunt ok pentru incubatorul ăsta. Dacă depășești sau ai o turație mai mică sau se lovește elicea de un fir și scade turația, normal că influențează foarte mult, da, temperatura și umiditatea. Și avem așa, temperatura exterioară, punem aici, și interioară. Și pe telefon, pe un soft, avem și putem să ne dăm seama, bineînțeles, temperatura de afară 0 grade și cei 4 senzori pe care avem. Avem temperatura clasică 19,2 afară, aici, deci e ok pentru incubare. Și dacă dăm pe temperatură pe oricare senzor, vedem unde am ridicat capacul, când s-a ridicat și ce temperatură uniformă, uitați-vă, există pe incubator. Dacă vrem să dăm pe umiditate, vedem când am pus apă de dimineață și vedem că am și ridicat capacul de vreo două ori când am venit noi aici, da, prima dată și a doua oară, și temperatura, dacă observați, ajunge la 61,9. Dacă punem incubatorul simplu la loc, o să vedem că avem vreo 45-50%. Da. Deci de aceea cred că cea mai bună soluție,
cercetăm acum pentru a produce incubatorul ăsta de-abia sezonul următor, pentru rațe și gâște, un incubator simplu la care punem capacul de incubator dublu. Și cu, să vedem cu ce modificări mici mai facem în incubator, reglaje fine pentru temperatură și umiditate. Da. În aceste alveole, și vreau să vă arăt. Deci, după cum observați, lucrăm o dată așa, pe acasă, deci eu văd la orice oră ce temperatură am în incubator, de acasă, o să vă arăt și când mergem acasă, și vedem și soft, pe un program soft, ce temperatură, cum se menține temperatura și umiditatea. Vedeți, umiditatea constantă, 55, în jur de peste 55, cum v-am zis, aproape 60, temperatura și presiunea. Și avem aici toate datele. Când a fost maxim alarmă, i-am dat alarmare, de exemplu, la 36 să mă alarmeze și la 3, de la 38,5 iar să mă alarmeze. Și mă alarmează pe telefon. Îmi sună și îmi spune, vezi că ți-a întâmplat ceva în incubator. Cu calculatorul, imprimanta e în partea cealaltă și asta este partea de reglaj fin pe care îl facem noi și cercetăm. După aceea urmează și proba practică în care punem ouă și chiar trebuie să vedem dacă randament, dacă avem puișori. Cu asta poze, cu tot. Ați spus că aici aveți anumite ouă, acolo aveți altfel de ouă. Aici avem ouă de cauciuc deocamdată, sunt de probă. Și aici avem ouă din polistiren pentru ca să vedem că sug apa, umiditatea. Și vreau să mai spun o chestie. Uitați-vă la acest termohigrometru. Arată 34,7. Ce am observat noi de-a lungul timpului? Și de ce spunem întotdeauna că ar trebui schimbate bateriile? Pentru că bateriile nu le produce România, tot din China s-aduc. Și s-aduc diferite baterii, unele cu mai puternice, alte mai puțin puternice. Dar, în general, când vrei să cumperi din China și e un produs... nu low cost, dar mediu, da. Normal că bateriile nu sunt ce trebuie, nu sunt baterii performante, litiu, că sunt scumpe, cât termometru. Și atunci specificăm să schimbăm bateriile la fiecare sezon. Noi am încercat acum să venim cu un produs. Ăsta, țineți cont că acest termometru este și în extrasezon deschis. Deci nu are întrerupător. Asta înseamnă că el consumă și când este în cutie băgat, pus în sufragerie sau unde îl punem în depozit, da. La frig, la rece. Și influențează destul de mult consumul în timp. Deci el nu consumă numai pe sezon, adică pe cele trei incubări pe care le facem. Și consumă și cele 9 luni în care stă în raft, acasă. Și sezonul următor poate... Și sezonul următor, normal că noi vedem o temperatură și ne apucăm să reglăm. Și nu trebuie reglat, pentru că el partea electronică e destul de stabilă și nu ține cont de partea de vizualizare pe afișor. N-are nicio legătură. E independent. De ce am pus baterie pe asta? Puteam să legăm la 220, pentru că dacă se oprește curentul la țară, am avut cazuri, și se oprește curentul și în oraș, în momentul în care ai văzut temperatura, pentru că nu mai e normal, nu mai ai pe ce vizualiza, dar având baterie, termometrul ăsta digital, poți să vezi temperatura. A ajuns la 36 de grade, ai luat sticlele de apă fierbinte la aragaz sau la sobă, le-ai umplut cu apă fierbinte, le-ai pus în jurul incubatorului și ai pus o pătură. Și își menține temperatura și n-ai pierdut ouăle. Da, dar am înțeles că pătura nu trebuie pusă încât să acopere... Pentru timpul care este lipsă de, nu e nicio problemă. Okay. Deci să nu acopere aceste găurele, într-adevăr, și e doar de accidentală treaba, când se oprește curentul. Da. Atât. S-a oprit curentul, ai pus și ai menținut ouăle. O oră, două, trei, nu poate să fie mai mult de 5-6 ore, dar așa garantăm 2-3 ore de oprit curentul, fără probleme, incubarea merge în continuare. Da, se salvează. Depinde acum și stadiul de incubare, că dacă e la început, e într-un fel, dacă este aproape de ciocnire și atunci se răcesc ouăle repede și puii nu mai ies. E mai nasol, da. E mai greu. Bineînțeles că această cameră vedem și incubarea, bine, e Bluetooth și vedem cum arată, fără să deschidem capacul, puișorii când ies, când ciocnesc. Și vreau să vă arăt la acest termometru, ca să revenim, 4,9 acum, să zicem, temperatura asta. În momentul în care am schimbat bateriile și mare atenție, acest termometru merge și cu o singură baterie. Deci nu se pune problema dacă aveți un baterie în casă, rezolvați problema și nu influențează incubarea, încă o dată vă spun. Dar dacă am pus o singură baterie, după cum observați, trebuie să fim foarte atenți la lamelele laterale, pentru că foarte mulți din grabă prind lamela în cea de jos și o scurt-circuitează. Uitați-vă, există o lamelă laterală aici. Trebuie să ții cont, când o fixezi, să o bagi întâi spre lamela laterală, să împingi. Da.
Și în momentul ăla am avut 34,7 și ce ne arată aici? 36,8. Deci crește cu 2 grade. Influențează foarte mult bateria, afișorul de temperatură. Deci ideea și, să nu se lase păcăliți, să înceapă să modifice următorul sezon. Și eu spun că la toate termometrele, fiecare are acasă termometru chinezesc și se laudă că arată diferit. Trebuie fiecare să schimbe această baterie sezonier sau dacă poate să-l oprească, cum este acest termohigrometru, de exemplu, că de-aia l-am pus pe automat, în care eu pot să-l opresc, incubatorul funcționează, nu e nicio problemă. Deci am două chestii bune la acest termohigrometru nou pe automat. În primul rând, se poate opri în extra sezon. Da. Și automat bateria se rămâne constantă. Da. E adevărat, eu recomand să se schimbe, dar să zicem că o poți să oprești odată. După aceea, poți să vezi maximul și minimul ca acel termometru pe care vi l-am arătat. Adică apeși pe când e temperatură și umiditate, vă arată un maxim 37,561%, un maxim și un minim. Da. Și se pot, dacă ți-i apăsa, le poți și reseta. Bineînțeles că arată și C-ul și F-ul la cealaltă tip de temperatură F. Da. E un alt cod. Și mai e o chestie foarte importantă. Nu mai desfaci incubatorul, se poate schimba bateria. Deci v-am arătat, bateria arată încă o dată, să facem o probă la asta. Vă arată 37,8. Da. Da? 62 umiditate. Și se ridică. Se schimbă bateria. Are o singură baterie. Hai să o luăm tot pe asta, să nu ne mai ducem acolo că avem, să luăm una bună, se schimbă bateria, vedeți, pac, pac, are o singură cătare, sper să o nimeresc, am nimerit-o. Deci asta a fost bateria bună. Da. Deci a rămas tot la 37,7. Dar, în general, pică. Deci e incubator nou, e sezonul ăsta și n-am schimbat la cealaltă. V-am arătat aici astăzi din 2020 ținut aici. Oho. Și de-aia le țin să scadă temperatura și scade și temperatura arată deficitar, aiurea. Înăuntru e 38 și aici arată 35. Da. Deci mare atenție. Deci când nu începeți să modificați temperatura. Nu umblați la temperatură până nu schimbați bateriile. Da. Și atenție cum schimbați bateriile. Și mai e o probă pe care noi o facem pentru ventilație. Este un aparat care măsoară metri pe secundă, are și picioare pe secundă și kilometri pe oră, dar punem pe metri pe secundă, trebuie să fie între 100 și 140. Arată și temperatura. Ventilația are un ventilator care preiau și vă arată metri pe secundă cât ca uniformizarea temperaturii. Dacă este mai mare de 100, mai mică de 100 sau mai mare de 150-200, deja e o problemă, înseamnă că e un motor care dă rateuri. Da. Uitați-vă. Și vedeți? Uite, suflă. Să vezi cât. Și schimbă. Deci, de fapt, asta face. Deci, acest potențiometru are 20 de ture. O tură jumătate înseamnă un grad. Dacă închizi robinetul, cum ar veni în sensul acelor de ceasornic, ca și cum ai închide o robinetă acasă, da, înseamnă că scade temperatura. Dacă dai o tură jumătate invers, crește temperatura cu un grad. Da. O tură jumătate, 360 de grade, costă 80. Dar, după ce ai făcut manevra asta, cel puțin o jumătate de oră stai și aștepți ca să-și revină incubatorul timp, da, temperatura. Da. Și după aia măsori și vezi că mulți ce fac? Fâși, au dat. Oh, a crescut prea mult. Hă, înapoi. Și uite așa, stă toată ziua stânga-dreapta, stânga-dreapta, cum a zis băiatul ăla cu ligianele. Da. Normal, stai stânga-dreapta, stânga-dreapta, e normal să pățești așa. Trebuie să ai un pic de timp și răbdare cu ele, că nu sunt chiar ligiane. Da. Vedeți cum a spus? Polistiren. Polistiren. V-a zis, dar dacă vreți. O nebunie a noastră în pandemie. Am vrut să facem și noi ceva pentru poporul român. Și am făcut un produs din incubator în care îți bași capul, reglezi o temperatură peste 3-45 de grade aici și pui apă din exterior, umiditate și temperatura 45 de grade. Bolnavul de COVID stătea înăuntru 20 de minute, respira acel aer cald, da, trecea prin plămâni, ardeau, așa ziceam noi, ardeau virusii și își revenea după 20 de minute, începea să boala să adică sănătatea să îmbunătățească. Din chestia asta a ieșit numai un fel de
dezalcoolizare, adică dacă bagi un om cu alcoolic aici, e posibil să scoți alcoolul din... din... O să zic că poate de sezonul următor o să-l scoată. Facem o probă, venim și bem un șpriț. Este un aparat care măsoară PPM-ul, adică concentrația de dioxid de carbon din aer, și încă o problemă care ne confruntăm foarte mult. Dacă într-o cameră de 10 metri pătrați pune mai mult de 3-4 incubatoare, deja e o problemă cu asfixierea puiilor la eclozare. Și atunci camera trebuie totuși aerisită, dar și dacă e frig afară e o problemă. În general, pentru hobby, pentru cei care vor să incubeze mai mult de 2 incubatoare pe 10 metri pătrați, eu n-aș recomanda. După cum vedeți, am ajuns la 2000. Până când am intrat în camera asta, erau 900 de ppm. Da. Deci am respirat aerul, oxigenul, și am dat afară dioxid de carbon și deja e o problemă pentru incubatoare. Asta dacă intrăm la chestii de finețuri. Da. Deci ăsta e laboratorul, vedeți cam câți senzori sunt de temperatură, dar dumneavoastră ați spus 3 și eu știu că aveți 4 înăuntru. 4 înăuntru. Uite-i. Uite-i, mai cad. Că s-au pus 4 ca să se vadă toate calculator, că... plus ăsta de calculator. Da. Și plus încă unul de exterior. Asta a fost turul, are cum pe repede înainte. Să ne spuneți asta câteva cuvinte acum pe final. Eu vă mulțumesc că ne-ați vizitat și mă bucur că încercați împreună cu noi să dăm câteva răspunsuri clienților și producătorilor de pui, de găină sau diferite păsări exotice. Și ori de câte ori este nevoie, în limita timpului disponibil, suntem dispuși să răspundem la orice întrebare, chiar și una care nu are legătură cu incubarea, vis-a-vis de anumite ingrediente de care ai nevoie să bagi în incubator, gen busuioc, gen oțet sau altceva. Orice fel de întrebare, nu ne pricepem noi la toate, pentru că nu, dar avem experiența asta de producere de milioane de incubatoare, 1,5 milioane mai precis, în ultimii 20 și ceva de ani, și faptul că incubăm și avem și fermă de care care folosește la reciclarea incubării sezoniere, asta înseamnă că ne dă un cuvânt de spus oricărui întrebări. Da. Și v-am spus, urmează, n-am avut încă timp, știți că am spus și când am fost, vreau să bag și eu la incubat, doar că trebuie să le iau să-l duc un popeș neapărat incubatorul, că n-am acolo o sursă de căldură, o cameră cu temperatura controlată, n-am la fermă nicio șansă să pun. Temperatura trebuie să fie între 18 și 23 de grade, dar dacă este mai jos, trebuie un pic atenție. Și sub incubator? Și sub incubator polistiren, obligatoriu. Te-a explicat parcă data trecută. De ce să nu ia din temperatura... Să nu comande, ați văzut că incubatorul în momentul când ridici capacul sau simte că temperatura scade nejustificat, el tinde să-și mărească puterea de căldură și automat influențează totuși și histerezii sub temperaturii. Bun, cam atât pentru astăzi. Vă las în descriere link-ul, parcă era ipee.ro. www.ipee.ro. Cu 2D. Da, produsele, ați înțeles, le găsiți în Dedeman în mare parte. Și în toate magazinele Sătești sau dați un click pe internet, incubatorul Cleo 5. Doar că aveți grijă de pe internet, am discutat mai devreme, să luați ceea ce vedeți în poză, să nu se întâmple. De asta v-ați spus și domnul mai devreme, ar fi bine să vă duceți într-un magazin să și vedeți ce este în cutie, să nu aveți surprize, că după aia spuneți... Sau să vă informați foarte bine din catalogul nostru, de pe site-ul nostru, de ce produs aveți nevoie. Și pe același codul acela să-l cereți la clientul respectiv, da, online. Că nu se schimbă produsul din cutie. Da. Presupun. Da. Nu e cazul. Rar s-au întâmplat cazuri, dar nu, da. Nu le putem specifica că s-a întâmplat așa. Noi acum o să mergem în vizită la domnul, să vedem, că eu știu că am văzut ce aveți pe acolo, în mini-ferma noastră. Suntem mici față de adevărații crescători de păsări, deci noi suntem la nivelul, da, și eu sunt genunchiul nivel, adică nu, broaștei, ca să zic așa. Dar... Au trecut prin mâna mea personal, au crescut găini, rațe, gâște, prepelițe, potâniși, fazani, păuni.
Da, asta Struț. O să tai. Am mai spus o pasăre, dar nu vă spun, o să vedeți în episodul următor, ce două episoade diferite. E prima oară când văd această pasăre în realitate. Trebuie aștept să, dacă îmi dați voi, să o și ating. Da, o atingem, mine... o și călărim. Nu, no, cam atât. Da. Pentru astăzi, mulțumim frumos domnului Liviu pentru mulțumim. Ajutor și că v-ați făcut un pic de timp. Știți foarte bine, pe mine mă găsiți pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube Domeniu Anghel și până data viitoare susțineți producătorii locali și după cum ați văzut, aici sunt producători români de la zero. Ați văzut cu mâinile cum domnii și doamnele au și lucrează la aceste, eu le zic minunății, pentru că eu ligiane, am folosit. Cum zic unii. Nu ligiane, eu am folosit și oricum când o să încep și o să pun eu la incubat, o să facem un pic și niște teste cum face domnul cu termometru, să vedem cum putem să facem să avem o rată cât mai mare.